case fisurate și culturi distruse. Este puterea apei care a lovit din nou satul Drepcăuții din raionul Briceni. Crotul care a ieșit din Albia a inundat mai multe gospodării. Oamenii spun că istoria se repete, iar de această dată locuințele riscă să se dărâme. Apa a ajuns până la grădina acestui bărbat din Lunca Prutului. El spune că din cauza inundațiilor va rămâne fără legume în acest an. Ultima dată stihia i-a distrus totul în anul 2008. Nimic cu antizile liberi. Din 2008 un gram de ajutor nu mă dați. Iar uitați, dacă vine apa până așa, ea apare până așa. Și o neca totul și s-o terminat cu vietatea, gata, nu și mânca. Pensii că nu primesc, o spus la 60 de ani, n-am 63 de ani. Iar această femeie a fost nevoită să-și părăsească casa încă acum 12 ani. Inundațiile de atunci i-au avariat locuința. Mai la vale, mai sus o leacă, chiar s-o lăsat. Uitați-ne, tăt capă, tăt soba să duc și la vale. El mai vine de apă și ea de mor să duc pareții de măsoară, nu ar să drăni de mă. Cât ar să iedem atâta apă? În 69 a fost apă și apă în 2008-2010 iar apă și apă acum iar. Amintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod portocaliu de inundații pentru mai multe localități din Lunca Prutului până la sfârșitul lunii curente.